Răcirea vremii readuce în prim plan pericolul imens al intoxicațiilor cu dioxid de carbon, fie că e vorba de încălzirea locuinței cu ajutorul aragazului, a reșorilor și a unor mijloace artizanale sau de o centrală fără revizie. Oamenii trebuie să fie foarte atenți. În fiecare iarnă ajung la spitale români în stare gravă, iar în cazul unora, din păcate, medicii nu mai pot face nimic. Și cum să evităm aceste situații, aflăm acum de la domnul dr. Radu Țincu, toxicolog, secția ATI a Spitalului Floreasca din București. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! La ce să fim atenți așadar? Discutăm despre faptul că în urma procesului de ardere, fie că vorbim de gaz metan, fie că vorbim de lemn sau alte produse care pot fi folosite pentru combustie, rezultă monoxid de carbon. Monoxidul de carbon este un gaz extrem de periculos pentru că el nu poate fi detectat cu niciun simț, nu are miros, nu-l putem identifica. Și atunci el ajunge să fie respirat și se cuplează de hemoglobină, producând un complex stabil care împiedică transportul oxigenului. Deci din momentul în care monoxidul de carbon ajunge în organism, el blochează capacitatea de transport a oxigenului și în acest fel pacientul începe să se asfixieze. Apare un fenomen de hipoxie, adică o scădere progresivă a oxigenării organismului care duce în final la instalarea stării de comă și stop cardiorespirator. Sunt niște semnale, se poate detecta acest gaz, miroase într-un fel? Nu miroase niciun fel, nu poate fi detectat. Singurul lucru pe care putem să îl sesizăm la început este apariția stării de cefalee, adică durerea de cap, apare o stare de moleșeală și ulterior starea de somnolență. Ar trebui să ne punem problema dacă aceste simptome apar, că e posibil să fim expuși la monoxid de carbon. Ce trebuie să facem este să realizăm revizia centralelor de apartament. Dacă folosim sobele, trebuie curățate coșurile, astfel încât să nu existe niciun fel de obstrucție la evacuarea acestor gaze de ardere. Și au apărut detectoare pentru monoxid de carbon. Ele pot fi achiziționate și sunt extrem de utile pentru că în momentul în care detectează acumulare de monoxid de carbon în încăperea respectivă, o alarmă ne avertizează și putem să ne salvăm sau să luăm măsuri înainte să se producă o tragedie. Au apărut deja cazuri de acest gen, primele în sezonul de față în Spitalul Floreasca? Da, am avut mai multe cazuri, cred că suntem undeva la 10-15 pacienți internați cu intoxicație cu monoxid de carbon. Ceea ce trebuie să știm este că în urma unei intoxicații acute, chiar dacă pacientul este salvat, pot să existe sechele neurologice. Au fost oameni care au rămas o perioadă de 6-8 luni de zile cu tulburări de atenție, gândire, memorie, cauzate de această scădere a oxigenului la nivelul creierului. Deci este extrem de important să luăm toate măsurile pentru că niciodată nu putem ști care este gradul de expunere la monoxid de carbon pentru că într-o intoxicație severă, decesul poate să apară în câteva minute de la momentul în care acest gaz este prezent, mai ales dacă discutăm de încăperi cu un volum foarte mic. Deci aici vorbim de zone de 20-30 de metri pătrați, acumularea de monoxid de carbon apare foarte rapid. Și vreau să vă mai spun un lucru important. Este extrem de grav atunci când ne încălzim folosind flacăra de la aragaz. Flacăra de la aragaz degaje monoxid de carbon și acest monoxid de carbon se poate acumula în cameră. Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări și pentru recomandări în același timp. Mulțumim foarte mult, domnule doctor. Mergem mai departe.